la cea de-a 14-a ediție a zilelor revistei Caiete Silvane, un eveniment organizat de Centrul de Cultură și Alta Județului Sălaj, revista și editura Caiete Silvane, sub egida Consiliului Județean Sălaj, a Primăriei Municipiului Zalău și filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Amintesc și aici cei care ne-au sprijinit, instituțiile care ne-au sprijinit în organizarea manifestării, le mulțumim și pe această cale, Consiliul Județean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, Editura Școala Ardeleană, Instituția Prefectului Județul Sălaj, Cenacul Literar Silvania, reprezentanța Zalău a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Asociația Culturală Creat, Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Colegiul Național Silvania, Liceul Pedagogic Gheorghe Șinca, Liceul de Artă Ioan Sima, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană, Direcția Județeană de Cultură Sălaj și Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Sălaj, precum și firmele Fort Silvan și Silvania. Astăzi sunteți părtași la un eveniment deosebit al zilelor revistei Caiete Silvane, întâlnirea cu profesorul Ion Pop. Domnul Ion Pop s-a născut la 1 iulie 1941 în Mireșul Mare, județul Maramureș. Este poet, critic și istoric literar, editor și traducător. Membru corespondent al Academiei Române din 26 noiembrie 2015. A urmat cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 1959-1964, unde în 1971 și-a susținut și teza de doctorat în filologie Avangardismul Poetic Românesc. A desfășurat o bogată activitate didactică în cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de la preparator până la conducător de doctorate. Între 1973 și 1976 a fost asistent asociat la Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Între 1990 și 1993 a deținut funcția de director al Centrului Cultural Român din Paris, iar între 1996 și 2000 pe cea de decan al Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A debutat în 1959 cu versuri revista Steaua. Numele său este legat de gruparea și revista Echinox, apreciată drept una dintre grupările literare românești cele mai dinamice, autentică școală pentru tinerile generații de scriitori și filozofi. Este autorul unei opere impresionante de poezie, critică și istorie literară, eseuri publicistică. Din poezia sa au fost traduse două culegi în limba franceză și în limba vietnameză, publicate la edituri din Franța, alte traduceri au apărut în antologii și reviste din Belgia, Franța, Italia, Spania, Statele Unite. Iată doar câteva rânduri din biografia domniei sale. Îi mulțumim pentru prezență. Sunt convins că și voi vă veți simți onorați pe prezența domniei sale la Zalău. Nu mai lungesc, îi dau cuvântul lui Vasile George Dâncu pentru a spune câteva cuvinte despre cartea pe care o lansăm astăzi, iar apoi Viorel Mureșan va face și el o scurtă prezentare a cărții. Mulțumesc din suflet! Aveam pregătit un alt tip de discurs, dar mă bucur că mi-l schimb, pentru că aici se află cei mai mulți, majoritatea din această sală sunt tineri. Și tinerii întotdeauna au dreptate, să știți. Și cu cât îmbătrânești, poate, dar nu ai dreptate. Prin urmare, dragi elevi, dragi copii, o să vă aduceți aminte de acest eveniment. Poate ați venit
ca să nu faceți ore. Poate ați venit că așa trebuia să fie. Dar dincolo de acest aspect, o să vă amintiți de acest eveniment. Din mai multe motive. Poate unii dintre dumneavoastră vor fi, sună, nu sună, e ok, KGB-ul. Poate unii dintre dumneavoastră veți da la filologie, la facultate. Poate unii veți avea în familie sau veți oameni care se ocupă cu cărțile. Poate dumneavoastră visați să aveți o carieră scritoricească, literară, să scrieți cărți. Sau nu neapărat să ajungeți bun scriitor, dar să ajungeți bun cititor. E mai mare lucrul ăsta decât a fi scriitor, să fii un bun cititor. Prin urmare, aici și acum îl avem pe domnul profesor Ion Pop, academician, nici măcar asta nu contează, profesor la filologie, reprezentant de seamă al Clujului Universitar Cultural Academic, scriitor, critic și, de data aceasta, în fațeta de poet. Cu siguranță, dacă veți avea preocupări literare, veți da la filologie sau veți citi cărți despre avantgardă, despre poezia românească, Ion Pop nu va lipsi din reperele și din bibliografia dumneavoastră. Prin urmare, o să-mi dați dreptate, chiar dacă dumneavoastră aveți acum dreptate, o să-mi dați dreptate că noi vom scrie și vom publica în ceruri, dumneavoastră vă veți aminti de întâlnirea cu profesorul Ion Pop. Domnia sa este critic, este istoric literar, a scris cărți serioase, nu le pomenesc eu aici, am spus și Daniel câteva lucruri, dar aici este poetul. Cu această carte, la împlinirea 80 de ani, Ion Pop a publicat la editura Școala Ardeleană această carte, Ferestre. De foarte multe ori, criticul, profesorul, mentorul cultural de la Equinox a fost umbrit. Poetul a fost umbrit de criticul, de istoricul literar, de profesorul, de mentor. A venit rândul poeziei, a venit rândul poetului să fie băgat în seamă și consider că n-ar fi un portret complet a domnului profesor dacă n-ar fi această carte și nu s-ar ampune pe scena literaturii române poezia domniei sale. O să găsiți lucruri interesante în această carte. Noi mai mult ne lansăm decât vorbește autorul sau decât spune textul autorului. Am vorbit cu organizatorii, cu Daniel Săuca și am considerat de cuvință că la final va fi o lectură publică a autorului. Veți vedea ce poezie profundă are domnul profesor. Sunteți unii dintre noastre, faceți filozofie, vă spune profesorul de filozofie că filozofia e mirare în fața lumii. O să vedeți, dacă nu știți deja, că poezia e minunare în fața lumii. Să știți să te minunezi frumos. Asta este poezia și o să vedeți aceste lucruri în lectura domnului profesor. Aici urmează alții. Domnul Viorel Mureșan să vorbească despre domnul profesor. Eu în încheiere voi face și un anunț, dar nu e cazul acum. Voi vorbi un pic și de Adriana lui Gheorghe, care din păcate s-a întors să fie alături de tatăl său bolnav. Asta mai la final un pic. Acum, dragă Daniel, mulțumim pentru invitație și am greșit când am spus la început. Nu doar tinerii au dreptate, și poeții au dreptate. Eu să vă convingeți. Mulțumesc! Venerabil, care își simte mintea încă funcționând, dar picioarele mai ai puțin și așa că o să vă rog să-mi permiteți să spun câteva vorbe de la început, de aici, și să citesc pe aceea niște poeme. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Săuca și Sălajului și Zalăului și oamenilor de cultură de aici pentru invitația foarte onorantă pe care
că am făcut-o încă o dată, pentru că am mai fost în câteva rânduri la aceste zile ale Caietelor Silvane, zile care vorbesc și reprezintă un organ de presă din ce în ce mai semnificativ în spațiul literar românesc și care poate fi citit întotdeauna cu mare plăcere și cu mare folos. Este o revistă serioasă, cu colaborări substanțiale, care face onoare spațiului zăroan și culturii care se cultivă aici, care e încurajată aici. Observ din nou că participarea e numeroasă, profesorii de române și-au făcut datoria, mă bucur, sper însă ca nici domniile lor și nici elevii care au fost invitați aici să nu simtă că au venit chiar degeaba. Mai eu nu spun că, cum zicea domnul foarte generos, domnul director Vasile Dâncu, că este o întâlnire fundamentală și că se va fi ținută minte, poate da, poate nu, nu asta este important. Important e că se creează, s-a creat un moment de întâlnire posibilă cu poezia, cu cartea, cu lectura. Întâlnire care are loc, mă tem, din ce în ce mai rar și care poate îndemna pe tinerii de astăzi să deschidă mai mult cărțile, să se uite desigur și pe internet și la pe calculator și pe laptop și așa mai departe, dar în același timp să știe că foșnetul de pagini, plăcerea tactilă, dacă vreți, a tiparului, nu? A cărții deschise, este ceva care n-ar trebui să se piardă și care ne creează nouă celor mai în vârstă o emoție întotdeauna reînnoită. Biblioteca a fost pentru foarte mulți dintre noi esențială și rămâne esențială și eu cred că trebuie să rămână așa, pentru că cine nu citește, nu trăiește și nu ajunge să se cunoască pe sine. Prin carte, ca să spun o banalitate, cunoști lumea, dar în același timp intri în dialog cu ea, prin urmare te întreb și despre tine însuți. Problema este cât mai suntem în stare, și vorbesc mai ales de generațiile mai noi, să ne întrebăm de ce existăm, ce e cu noi, ce se întâmplă astăzi cu noi. Vedem noi lumea din jur, ne uităm numai la telefonul mobil, vedem stele, vedem creier, cum ziceam, o să credeți că am și o poezie cumva pe tema asta, vedem tot ce se întâmplă cu confrații noștri, cu iubiții noștri, cu primele noastre iubiri, le vedem, le trăim cu adevărat dacă ne uităm pe alte ecrane. Eu cred că ecranul ne îndepărtează de viață și este cazul ca prin pagina tipărită să ne uităm la ceilalți, să ne uităm la natură, la ceea ce se petrece în jurul nostru. Nu vreau să insist însă pe această idee. Ioan Mureșan a fost un pic zgârcit cu comentariul la Ferestre. Credeam că se răsfăiește pe toate cele opte, dar a spus de fapt esențialul și mă bucur că găsit în Nabokov acel citat și că a considerat că titlul acestei cărți, care este aproape toată opera mea poetică, numai din primul volum de debut am eliminat foarte multe lucruri, restul le-am cam păstrat. M-am bucurat deci că prin acest titlu a găsit că el coincide cumva și cu o nevoie autentică de definire a celui care scrie. În ceea ce mă privește, cum s-a spus, a spus foarte multă lume și mulți ani, am fost în dubla ipostază de critic și de poet, un pic, chiar nu un pic, chiar foarte mult în concurență, cele două situări, cele două posturi, pentru că prin forța lucrurilor, prin meserie, nu fiind profesor la facultate vreo 40 și ceva de ani, sigur că am fost obligat să scriu mai mult despre cărțile altora și mi le-am neglijat un pic la început pe ale mele. Dar această neglijență a avut și ea beneficiile ei, dacă vreți să mă autocomentez un pic, pentru că, pe de o parte, m-a familiarizat cu poezia românească, în primul rând, bineînțeles, dar și cu marea poezie universală. Și aceste urme rămân. Rămân și în scrisul critic, pentru că lectura marii poezii, în general, românești sau ale altora,
te obligă la întrebări cu privire la ceea ce înseamnă poezia, ce este limbajul poetic, cum se construiește o poezie. Și atunci când scrii critică, a fost, cred, cazul meu, scrii mai bine și poate mai profund despre poezie, pentru că vorbești din interiorul ei. Și zic că vorbești din interiorul ei de două ori, pentru că e și această lectură evocată mai înainte, dar este și scrisul propriu. Pentru că una este să scrii paralel cu critica și poezie, și alta este să vii din afara poeziei, să vorbești oarecum rece, neutru, ca un fel de chirurg care taie, care în sfârșit aruncă lucrurile care lui plac sau care nu mai sunt necesare funcționării bune a organismului. Ori eu am simțit întotdeauna această comunicare, o să mai spun două cuvinte despre ea imediat, tocmai în măsura în care am învățat din cele două practici ale mele, să spun, dar am încercat întotdeauna și sper că am și reușit să nu confund planurile. Adică în momentul când am scris critică, n-am poetizat discursul critic și aici se poate verifica în cărțile mele, am încercat să fiu nu chiar neutru, pentru că totuși lectura mea și școala mea critică, să zic așa, se bazează pe empatie, pe apropierea simpatetică, pe apropierea prietenoasă de text, pe o exersare a capacității de intuire globală, să zicem, a textului pe care îl citești. Dar nu am exagerat făcând imagini poetice în textul critic și metaforizând, ca să zic așa, comentariul critic. Cred că nu e nevoie de așa ceva și strică foarte mult viziunii despre textul despre care scrii, pentru că criticul trebuie să fie foarte atent la cântărirea sensurilor și a formelor, neapărat a formelor, și nu-și poate permite să adauge mult de la sine. Adică adaugă în măsura în care, sau și scade, pentru că o lectură critică este vrând nevrând schematizantă cumva, adică alegi niște lucruri, nu? Observ că există niște structuri, niște teme, niște universuri imaginare care se construiesc pe parcurs, le identifici, faci legătura între ele și încet, încet se construiește un portret al scriitorului, al poetului despre care vorbești. Dar, pe de altă parte, criticul pune și o distanță, și aici am învățat foarte mult de la criticii școlii de la Geneva, în primul rând de la Marcel Reimau, de la Jean Sarovinsky, de exemplu, există și această distanță intelectuală, dacă vreți, reflexia critică, care te obligă la o anumită atitudine, să zic așa, contemplativă, cu un termen mai prețios, la o distanță care te degajează, te dispensează de participarea excesiv subiectivă și, ziceam, lirică, într-un fel, la comentariul poetic. În schimb, în poezie trebuie să se inversează cumva. Spuneam că am învățat foarte mult din lectura altora și din exercițiul propriu critic, dar, pe de altă parte, în poezie, pe mine cel puțin, scrisul poetic m-a făcut atent la ceea ce am numit tot timpul pe urmele avantgarde, pentru că am scris despre avantgarde destul de mult, convenția literară. Adică mi s-a părut întotdeauna foarte important să fiu atent la, cum să zic, la poetizarea falsă a poeziei. Adică să fiu atent să nu accept locul comun decât eventual la modul ironic, la modul acesta al distanței relativizante față de text și în același timp să profit, să zic așa, de aportul pe care l-a oferit lectura poeziei românești și universale. Adică să introduc în poezie un fel de opinie critică subiacentă, subterană, care înseamnă și meditație, în vorbare despre filozofie, poate prea mult spus filozofie, dar în orice caz o poezie, așa cum am vrut să o fac eu și nu știu exact în ce măsură am reușit, o poezie trebuie să și reflecteze, să gândească, să mediteze asupra
lumii în care trăiește și asupra textului, evident, pentru că am sentimentul, și așa am lucrat eu în orice caz, într-un mediu comunicant, într-un mediu în care lumea trăită intră inevitabil ca vedere din afară, deci înregistrare, dacă vreți, poezie de notație, cu lumea dinăuntru, care ține de o sensibilitate specifică și de un mod aparte, foarte, foarte particularizat, dacă vreți, personalizat, la ceea ce înseamnă, pretențios spus, viziunea asupra lumii. Ei bine, aici, în cadrul meu, la un moment dat, s-a intrat în conflict. Adică, eu întotdeauna am avut pretenția, în orice caz, chiar de la debut, deși recitant atunci, între mai multe formule lirice, am avut pretenția să spun ceva cât mai direct, dacă nu întotdeauna suficient de simplu, despre lumea în care trăiesc. Și această spusă a poetului despre lume, evident că s-a izbit de bibliotecă. Inevitabil, deci scriind poezie, eu eram și un om al bibliotecii și atunci am scris la un moment dat un poem în care aici, printre cărți cu grijă așezate, etc., aici vom inventa sânge, pentru că, stând în bibliotecă, ești tentat mai mult să profiți de imaginație decât de trăire și atunci trăirea aceasta, zisa trăire autentică, de care astăzi se face foarte mult caz, suferă cel puțin niște deformări. Și e un deficit pe care eu l-am simțit de la început. Adică e o frustrare fundamentală care a apărut în poezia mea, dacă îmi permite să mă autocomentez, nu e în sensul elogiului și al enfazei cu privire la propriul scris. Deci e o explicație, dacă vreți, pe care eu am dat-o mai bine, poate în agenda de la volumul despre poezia românească modernistă, neomodernistă, din 2018, unde am și un fel de confesiune și autocomentariul. Deci, un fel de critică a propriului scris poetic. Deci, aici, ziceam, a intrat în conflict spiritul critic și spiritul livresc, cum s-a tot spus, cu ceea ce însemna pretenția mea, mare, modestă, exagerată, nu știu, de a comunica cu realul, cu palpabilul, cu ceea ce este sângele și viața noastră. Și atunci, unul dintre volumele mele trebuia să se numească Gramatică și sânge, dar s-a numit Gramatică târzie. Și acesta e bun. Mă rog, primul n-a fost acceptat de cine trebuia la editură, în momentul respectiv, de 75, dar și Gramatică târzie spune ceva, pentru că întotdeauna am avut un fel de teamă și un fel de complex al întârzierii expresiei față de ceea ce trăim noi. Adică totdeauna gramatica vine să facă ordine în scrisul, în zumzetul formelor și al verbelor și în muzica limbii, dacă vreți, și a gândirii, pune o ordine totdeauna întârziată. Și atunci zici că arghezii am întârziat un minut când era întâlnirea cu Domnul. Domnul fiind în cazul acesta poezia, dacă ar fi să lasă metaforă. Deci, întotdeauna arghezii întârziau un minut la întâlnirea cu Divinul. Și am avut și acest sentiment, nu știu dacă mi-am amintit atunci de arghezii imediat, poate că da, că întârzie ceva, adică e o răceală, dacă vreți, o răcire, mai bine zis, a trăirii poetice din cauza cuvântului care vine după aceea. Și aveam un vers în poeziile mai veche în care zicea că în greoaie, ca orgile din marele catedrale, simt noi nu suntem decât greoii strănepoți ai sunetului. Asta este tot apropo de întârziere și mi se pare o imagine, aș vrea să spun, destul de expresivă, tocmai pe latura acestei întârzieri, uneori benefice, alteori, mă rog, care strică poezia. S-a întâmplat însă și nu voi întârzia foarte mult pe autocomentariul, vreau să vă citesc mai mult ca să știți și despre ce am încercat să vorbesc. S-a întâmplat însă în 2002,
un eveniment groaznic în ce mă privește, adică m-am îmbolnăvit grav de tot și trebuia să mor. Ei, n-am murit, după cum vedeți, și atunci a apărut la mine un sentiment posibil al nimicului, al neantului, al dispariției, al, cum să zic, al sfârmării de sine, al nimicirii de sine, pentru că, într-adevăr, au fost niște zile în care eu am simțit că invadează neantul în mine și că am terminat cu tot. Terminam prea devreme pentru că s-a observat după aceea, cu elegiile ofensivă, că s-a schimbat ceva și în poezia mea. Și acum ar trebui să las pe alții să vorbească și le las să vorbească în tăcerea lor din cărțile pe care le-am scris. S-a întâmplat că am fost obligat ca fereastra bibliotecii, pentru că tot s-a vorbit de fereastră și asta se și titlu, să fie înlocuită cu fereastra din care a citat și Dorel Bureșan, de acum înainte, ce se vede prin mine se va vedea. Și acesta cred că e un câștig. Vedeți cum în tot răul e și un bine. A zicea este că în tot răul mare, cu literă majus, mare, cu R mare, e și un bine mic. Dar pentru mine, binele ăsta a fost foarte mare pentru că cu aceste elegii în ofensivă, vedeți că și aici e o notă de vag, foarte relativ optimism, nu? În momentul în care ești pe patul morții, ca să zic așa, vorbești totuși de o ofensivă. Mai ai o încredere. Ei, și această încredere m-a salvat. S-a întâmplat că am fost obligat pe soartă să mă exprim pretențios, să mă întorc la mine, la viața mai modestă și mai atentă la suferință, mai atentă la rană, mai atentă la sângele despre care îl invocam altă dată oarecum mai abstract și să scormonesc oarecum și să spun la un moment dat că mi se făcea obiecție într-o poezie pe care am scris-o, era profesorul Zaciu ca umbră, că murise din păcate și zicea: păi ești un nenorocit, ai ajuns să-ți introduci pensul la propriul tău sânge. Ei, cam asta s-a întâmplat. Sigur că aici e o cotă de patentism care poate că deranjează uneori, dar cam asta este. Adică vine momentul și a venit, ca să zic, vine ora și a și venit, este citatul din Biblie, dacă vreți, în care a trebuit să fac acest lucru. Doare acest lucru, fără discuție, dar în măsura în care poți bănui, poți spera și uneori reușești ca durerea să se transforme într-un fel de cântec, într-un fel de murmur, într-un fel de nu știu ce, de clar, care până la urmă se geometrizează, e mare lucru. Și eu vă mai spun un singur lucru, numai acest moment al desfințării mele posibile a însemnat și o spaimă de risipire, de fragmentare, de dezordine interioară. Eu am invocat întotdeauna marginea și limita, într-un fel ambigu, pentru că eram un om al ordinii intelectuale cât de cât, chiar eram unul cu asta, nu fără cravată, dar de obicei eu în fața studenților purtam cravată întotdeauna, cei care au fost studenți, dacă mai sunt pe aici, acolo, doi, câțiva. Știu că am fost întotdeauna destul de corect, prea corect îmbrăcat, nu m-am prezentat nici în blugi, nici în bluză, așa, am venit cu cravată, deci cravata pedagogică pe care o era Nicu Ivanizam eu într-un moment, cravata lui Gelu Daum, într-un poem, așa. Și la un moment dat, această, cum să zic, această rigiditate, care era și a ferestre de bibliotecă, a simțit nevoia să se dezlege, să renunțăm la așa ceva și să punem degetul pe rană, cum făcea Luca, nu credea decât pipăia e, și eu am început să cred poeticește când mi-am pipăit rănile, știți? Și am spus, este, da, vreau să te pipăi și să urul este, îmi ziceam eu în micul meu urlet interior. Vreau să te pipăi Ior Pop și să strii este. Asta am încercat să fac. E, nu știu cât a ieșit, vom vedea. Vă mulțumesc că ați fost un pic atenți. Vă rog să citesc câteva poezii, nu știu cât timp mai avem. Mi se pare, Albină, că ești absurdă. Tocmai am citit undeva că nu vei trăi decât vreo 54 de zile, dar 54. Și încep să cuget adânc și încep să număr 1, 2, 3,
printre zumzete și zigzaguri și bulberele polen și sclipiri de aripi, cu urechile pline de sunete sfărâmate, cu ochii pândind prin cesuri până mă dor, degeaba nu pot ghici în atâtea opoluri, în atâta învălmășară de linii frânte, drumul tău către fagure, spre tainicul hexagon. Când te văd zburând încotro, unde, cu povara ta mică și dulce pe picioarele aurii, firavă parcă temându-te, rătăcită, iată, chiar acum te izbite fereastra mea și încerci să-ți revii, poate amețită, lăsându-te în voia unei la fel de firave adieri, mă încearcă un fel de teamă. Nu pentru tine, ci pentru mine. Printre atâtea baroce variațiuni, încotro, unde, cum, până când, către tainicul hexagon. Te pot asemăna doar cu Bach, cumplitul, ciupind s-ar crede ca vecinul cu fine degete, sau lovind ca și cum ar dansa cu tâta orgii să spargă în sclipitoare țândări vuietul din adânc. Cât aproape când nu ne dăm seama că stropește cu sânge împrejur, încăpățânat să ajungă până la os. Asta îl interesează de fapt, când cioplește așchii, aruncând și din mine o mie de cioburi colorate, să ne transforme în vitralii și în stâlp de piatră, asta pe el. Nu sunt foarte sigur, dar poate la urmă urmei voi fi făcând și eu parte din familie. Las și eu în jur un fel de zumze, urmez și eu tot felul de zigzaguri, mă risipesc prin vorbe, flecărind despre mine ca în Bacovia, ca despre altceva. Tu ce dai, eu ce dau? Mă voi auzi oare? Și n-au mai rămas prea multe de dat. De aceea, încă o dată, vă chem în ajutor, SOS, Albină și Bach, vă bazez pe voi, eu, mezinul, care din neatenție, ori din neștiință, tremurând, împiedicat, bâlbuindu-mă, amân și împing în ceasă nu știu ce hexagon. Trăiesc ca și cum și voi ați trăit, greșind, dar poate cu un fel de exactitate. De aceea și trag nădejde că aș putea fi iertat. Mă gândesc totuși că până la urmă, fără să știți, ați găsit și voi necunoscutele căi ale Domnului. De aceea mă și bazez pe voi, pe tine, Albină, pe tine, Bach, absurzi amândoi ca și mine. Accidente biologice, o să-mi permite să citesc o poezie din Elegie inofensivă, care se cheamă Ca Demostene. Demostene fiind oratorul antic, mă rog, care trebuie să iau o piatră în gură ca să se exerseze. 2, 4, 3, da. Ca Demostene. Nu ia bine, o, nu, bătrân nenorocit, vai de tine, ca un Demostene cu piatra uitată în gură, ai ajuns, iată, să spui nisip și sânge, și vântul zburdalnicul și neînțeleptul, începând să vorbească de la o vreme, numai în aforisme. Ce de marmură, ce de ceramică, ce de bronz, și ochii tăi căutându-l cu disperare pe îngeri, și tu, alergând, dând din mâini, ori în genunchind, umilindu-te, fă ceva cu mine, nu mă lăsa. Dar tu nu ești un poem ca să te poți scrie din nou, ori măcar corecta, cu toate că am ajuns să-ți cunosc toate literele și virgulele. De ce nu? Dar oasele mele zdrobite, dar sângele, dar genunchii mei vine, sfârâți prin pulbere, dar brațele mele vlăguite, dar tâmplele, dar urletul îngere, urletul meu. Ori poate că tu, îngere, ești numai o influență. Poate că tu, am strigat eu atunci furios, nu ești vai decât o biată, palidă influență din Rilke ori din Nikita. Dar el n-a mai zis decât vai de capul și de sângele tău. Pe când eu îi strigam cu tot ce aveam în mine, influențează-mă totuși, îngere, te rog în genunchi, ridicol, în plină epocă postmodernă, ai milă de mine, sunt foarte singur, influențează-mă, îngere, oricât de puțin. Dar el n-a mai zis de departe decât vai de tine, nenorocitule, vai de capul și de sângele tău.
poezie care e cam pe aceeași temă. Brâncuș s-a hotărât. Cred că elevii știu cine a fost Brâncuș totuși. Bănuiesc, da. De unde până unde, nu știu, mi-a apărut Brâncuș și mi-a spus că s-a hotărât să intervină și să mă șlefuiască. O să te fac ca pe Fundoianu, a zis. Când am făcut un portret al lui Fundoianu, care nu are păr, nu are nimic, decât un fel de oval. O să te fac ca pe Fundoianu, a zis. Avea el o coamă de păr fluturând pe fruntea aridată foarte, dar eu i-am șters-o cu o gumă mare, a mai rămas din țeasta lui doar un oval, începutul lumii. Așa am de gând să-ți desenez capul, iar ochii vor fi foarte goi, ca să capă în ei aproape totul, și mări, și pământuri, și nori, de altceva nici nu-i de voi. Apoi s-a retras. Atenție, Ion Foc, ia aminte, ce se întâmplă acum e doar pregătirea, doar cuvincioasa așteptare a maestrului. Te părăsesc multe, căzând sub dăți nevăzute, ape noi te spală de sânge vechi, abia înfloritelor flori li se coc și lecat fructele, frunza de acum, piața de azi se sfarmă, peste spasmuri și spaime, lumina încearcă să înfășure feșe alte. Tot ce duhnește în tine și ce tospește, va fi mireasmă și marmură. Ține minte, Ion Pop, acum și întotdeauna, e o mare neașteptată onoare că tocmai Brâncuș s-a hotărât să intervină și să te șlefuiască. Și apropo de bibliotecă și de muzee și de toate, 367, pentru că am trecut de multe ori prin Roma și a lăsat urme foarte importante în scrisul meu, am zis să mă refer la acest spațiu cultural suprapopulat de cultură extraordinar, să scriu o poezie care să mai atenueze puțin din sentimentul acestei saturații, care a supărat pe futuriști foarte mult, dar pe mine nu a supărat, decât că mi-a venit să scriu cam așa. Siesta. Am trecut printre ruinele și muzeele Romei, îmi spuse prietenul meu, m-am hrănit cu resturi de coloane ionice și corintice, am descojit fresce, am gustat picturi și acum simt pe limbă, fire din pânzele neîntrecuților maieștri. Mi-am potorit setea din cascade și peșteri baroce, m-am lăsat pătruns de praful entuziast și pestriți al velocilor futuriști, am gustat o acea atât de subtilă drojdie, depusă prin ani aici, în adâncul oricărui lucru. Acum sunt sătul, piftuit, îmi fac mulțumit siesta, privesc cu încredere viitorul, mă simt ca un humus fertil. Am și început să simt mișurând în mine primele încolțiri. În curând va răsări desigur o iarbă dulce, verde, semn că sunt viu și plin de tainice, minunate puteri. Aștept să mă pască o vacă. Și ca să corectez un pic atitudinea de mai înainte, o să vă citesc o altă poezie care e tot de inspirație italiană și care mi-a creat un alt sentiment. Madonna del Latte. Madonna lapte, cu cea care de lapte, e o pictură dintr-o biserică din Genova. Sunt două variante acolo. Și am vizitat-o odată cu niște prieteni de la o fundație de aproape de Genova, de la o cursă de lună. Deci, Madonna del Latte. O amică elvețiancă, pe nume Cecilia, cu care vizitam într-un grup de turiști monumentele Genovei, a putut fi uimită de două ori când a văzut în biserici romanice două icoane ale Maicii Domnului, în care Sfânta Mamă scotea de sub mătase o țâță de țărancă, hrănindu-și pruncul frământ în fața noastră. Roșise puțin în timp ce fotografia, ca și cum ar fi privit prin gaura cheii o scenă de tot indecentă. Dar cealaltă, de 700 de ani, tot alăpta
fără pic de jenă. Recunosc că la a doua bazilică am avut și eu o uimire, văzând pentru prima oară în viață un setter mare adus de stăpân în biserică, nu-și putuse, s-ar zice, lăsa afară, legat de vreo coloană, câinele foarte credincios. Când a intrat, acela părea că nu-și găsea locul. Apoi a început să mârie, apoi să amușine. Veneau spre el poate mireste de lapte cald de pe 1300. Nu peste mult a început să dea din coadă, ca și cum și-ar fi amintit de ceva, ca și cum și-ar fi recunoscut alți stăpâni mai vechi după o foarte lungă despărțire. Se uita bucuros la cei doi, nu mai mâria la copil, nu lătra la Madonna. Două poezii, un pic mai lungi, ca să pedepsesc pe domnul Săuca pentru cronometru. E un poem la care țin, e un pic mai lung, dar aici să fie atenți tinerii din sală, pentru că este un fel de replică la un mod de a fi, cam la suprafață pe care eu îl iubesc, că aș vrea ca tinerii, voi elevii de aici și din altă parte, să fiți, cum spuneam la început, un pic mai atenți la ce se întâmplă cu voi și în lumea din jur. Casa scărilor. Nu știu ce mi-a venit când am ieșit din mica sală de conferințe în Casa scărilor de la Facultatea de Litere, unde vreo 5 tineri ucenici între ale scrisului, băieți și fete, mă așteptau în semi-obscuritate. Am simțit nevoia să-i vorbesc. Îi ascultase mai devreme pe câțiva prieteni, după ani și ani, citindu-și versurile, erau cei de la Echinox, la aniversare. Unii erau de mult cărunți, îi se zbârciseră fețele, rotunjeau chelii, fiecare cu discursul lui mai mult sau mai puțin liric, cu îndrăzneli mai tinere, ori rămași în micile lor provincii oratorice. Le-am citit și eu câteva poezii despre tot mai dificilele mele relații cu triunghiul și cu alte nobile figuri geometrice, despre riscul și firovăția de a mă arăta tot mai lipsit de respect față de unele, față de altele. Iar la sfârșit, nu știu cum, m-am trezit ținându-le un fel de ciudată predică despre vremurile noastre atât de nevrednice. O, chiar acum sunt atât de revoltat și scârbit că nici nu mai are rost să caut calmante, îndulcite pastile de mentă în lumea asta de mentă. Și am încheiat într-un fel de disperare patetică cu celebrul citat din Dostoievski despre frumusețea care totuși, oricât de târziu, va salva lumea. Mă așteptau așadar la ieșire vreo 4-5 poeți tineri. Acolo, cum spuneam, în aproape întunecata casă a scărilor, și iarăși, în virtutea unei tot mai bătrânești și inerții, mi-am reluat discursul, poate încurajat acum de întuneric, reamintindu-mi cum alunecaseră ei ucenicii, cam neglijenți peste suprafețe, închipuindu-și că pipăitul, că mirosul, că gustul au de-acum supremația universală și dându-le din contră drept exemple modesta și harnică albină, lăudată de mine într-un poem cu farburi și litere, apoi discreta, mișcătoarea metafizică a furnicilor, ce mai trudesc încă inconștiente la turnurile lor Babel, căci să știți de la mine, nu se poate ca poezia să nu se deschidă cât de cât spre o pâlpâitoare mică aură metafizică. M-am vorbit chiar și despre tulburătoarea audire dintre nervurile neglijate de frunzelor și vasele noastre capilare, despre inimile solitare și ignorate, ca niște cârtițe, care bat pentru noi sub lut, ori în spații, cum zicea Blaga, am amintit de carul mare și de țâluitul îndepărtat al miliardelor de greie, din ierburile căii lactee, pe care nu mai aude aproape nimeni. De ce e atâta zgomot? Și mi s-a părut potrivit să evoc și niște tuburi de orgă, tăind și izbind, hăcuind încolo și încoace, nepăsătoare prin univers. Și câte și noi. Fiindcă, de fapt, mă șocase mai ales un pasaj din poemul unuia dintre ei,
în care, după ce vorbise emoționat despre Träumerei, adică reveria lui Schumann, compozitorul romantic, s-a și rușinat în versul imediat următor, povestind cum într-o discotecă cu tineri semidrogați, o fată asețată de ritmurile dezlănțuită și-a ridicat brusc rochia să-i arate amicilor ce avea mai concret sub ea. Iar poetul mi-a spus și el tuturor exact ce a văzut acolo. Însă eu, ajuns acum la o etate ceva mai demnă, am tragus imediat un râs roșu și negru, un hohot sarcastic de bacantă izbucnit din găuri, ca la expresioniști, și am făcut pe loc o inspirată legătură mitologică între cuvântul P mare și cuvântul cu P mic, ca în banchetul lui Platon. Of, jumătăți de cercuri, visând marea exemplară unire, va aducându-mă minte cum într-o seară un mitocan fără niciun motiv m-a băgat undeva, mi-am amintit că într-o celebră poezie însuși poetul avusese nostalgia acelui soi de rai. E adevărat însă că printr-o neașteptată asociație de idei m-a apucat și spaima de ora din acea dies ire, zi a mâniei, când domnul puterilor, lămurindu-se în sfârșit cu cine a avut de-a face, va da ordin și el să mă întorc de unde am venit. Frumos, inventiv, jucăuș, melancolic puțin, dar oprește-te, 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 am zis. Și totuși nu m-am putut opri. Vorbeam iarăși în casa scărilor, vorbeam despre acea curată, incomparabilă frumusețe, care fie și foarte târziu va ridica păcatele lumii. Și ca să fiu ceva mai sigur, îmi dublam zisele în tăcere, cu cât îndură-te, Doamne, spre noi. Din adâncul stric către tine, nu ne lăsa, Doamne, auzi-ne, miserere nobis. Pe când în același aer, mișunau la etaj de prin vechi prelegeri, corespondențele cosmice, litere, A negru, A el, A alb, E alb, I roșu, U verde, albastru, O, parfumuri, culori, sunete ale templului cu stâlpi vii și primeau înțelesuri noi cuvintele tribului sigur de primit la poezia simbolistă. Dar uitați-vă, am strigat chiar la scară. Cum te nu vedeți scările, scările, scara? Cu S mare. Scările, scările, scara. Iacob, Piraneze, Ioan, Cala, Salva, Scala. Și da, eram odată și eu un fel de Ionuț, scărarul, copil, urcam pe fuștei de lemn spre gura podului către zumze de auriile vieți, se împrăștiau lumină în muzici, cum pot auzi doar sfinții când își ascultă aureolele, ori către podul șurii, înspre mirescă de fân, aproape vorbind, cu mii de creieri în mine. Dar scara sprijinită de trunchiul cireșului, pe care puteam sui până în cer, da, da, vă mai spun o dată, chiar așa și era, de acolo din vârf, câte clinche, câte clinche, câte clinche, câte purpurii, se vedea lumea toată. Mai am, Doamne, și alte dovezi, mai impunătoare, port pe genunchi vechi urme de vânătăi, de pe când încărcat de îngrozitoare poveri, mă târam urcând trudnic, cavai de mine, pe scala sancta, sperând, nădăjduind, năzuind la acea jumătate de indulgență. V-am aduc chiar acum aminte și că în urmă cu vreo 3-4 ani, în casa scărilor de acasă, mi-am pierdut pentru prima oară echilibrul, călcând în gol. Aveam în mine o ceașcă de cafea goală, de fin porțelan chinezesc. Am căzut pe spate cu capul înainte, alunecând până jos pe 10 trepte roșietice de ciment, dintre niște cactuși cuțiri grozavi, adăpostiți acolo peste iarnă. Și ca scena să fie cu adevărat exemplară, n-am pățit mai nimic. Oasele sunt, se știe, ca și cuvintele, cea mai rezistentă formă a biologiei umane, zicea Nichita. Și mai ales, nu s-a ciopit nici ceașca. Da, cam așa, fetelor, cam așa, băieți. Am tăcut în sfârșit, m-am simțit dintr-o dată singur, acolo în casa scărilor, acolo la trista scară 1x1, cu obseaua de ulei scorojită a zidului, lângă câteva țevi și calorifere ruginite, pe cimentul rece, cu danful de mucegai, urcând dinspre subsolurile umede, sub hohotul roșu și negru, sub negru și roșul hohot. Și mi s-a părut, vai, încă o dată, că te aud chiar pe tine, Doamne, înjurându-mă, chiar așa, înjurându-mă, pur și simplu, de Dumnezeii mame. Am salutat scurt, am plecat, mi-am adus brusc aminte
că voi muri. Pentru lectură și o să-l pedesim și noi, într-un fel, firește. Acordăm pentru prima dată premiul revistei Caiete Silvane. Anul acesta se acordă profesorului universitar doctor, membru corespondent al Academiei Române Ion Pop, pentru întreaga activitate în slujba culturii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru răbdare, pentru atenție și sper că întâlnirea noastră a avut un sens. Mă bucur că el poate exista și sper să existe în continuare. Numai bine tuturor. Mulțumesc.